Numu, iată-l încercând să valorifice acel spațiu pe extrema dreaptă. Primește și preia acolo foarte bine. Gol! Șaim! Tudor Șaim, dacă n-a luat galbena din aur când a fost surprins în offside, acum vrea să fie sigur, pentru că și-a dezbrăcat tricoul după ce a marcat un gol superb. Este 2-0. Petroliștii siguri de cele 3 puncte care îi transportă pe podium. 16 puncte acumulate de formația petrolistă. Locul 3 pentru ei. Ce bătălie va fi în acest sezon pentru locurile de promovare? Alexandru Tudor Șaim primește galbenul înainte de a-și completa echipamentul, însă este doar o chestiune secundară de ordin statistic. Contraatac fructificat din afara careului de șutul fără fițe, direct în plasă, expediat de tânărul Alexandru Tudor Șaim. De la 18 metri l-a executat de parcă ar fi fost la penalti pe Rareș Murariu. Am văzut însă și jucătorii promițători la Timișoara. Oaspeții nu trebuie să se întoarcă acasă cu amărăciunea acestei infrângeri. Au jucat bine, să ne amintim și de golul pe care nu l-au primit în prima repriză. În fine, nu mai revenim. Petrolul câștigă meritat cu 2-0, golul mare.